un tâlhar extrem de periculos a comis un val de atacuri la metrou în interval de doar câteva ore. Victimei au căzut numai puțin de 4 femei. Individul s-a năpustit asupra lor chiar în garniturile de tren. Colega mea, Denisa Dicu, este în acest moment în direct și vine cu informații suplimentare. Denisa, bun găsit, ce s-a întâmplat concret acolo? Bine v-am găsit. Bărbatul ar fi jefuit mai multe persoane, mai exact 4 femei care au călătorit ieri cu metroul în zona sectoarelor 1, 2 și 3 din capitală. Acesta ar fi furat în special bijuterii pe care le-ar fi smuls persoanelor care se aflau în trenurile de metrou. Bunurile pe care hoțul le-ar fi sustras au fost recuperate de polițiști și urmează ca acestea să fie predate persoanelor vătămate. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că un bărbat în vârstă de 43 de ani s-ar face vinovat de toate cele 4 jafuri care au avut loc ieri între orele 6 și 10 dimineața în metrourile din capitală, astfel că bărbatul a fost depistat de polițiști și a fost reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat și în fața magistraților care vor decide ce pedeapsă va primi și cercetările vor continua sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 3.